Deși aparent ne aflăm într-o galerie de artă, nu este întru totul adevărat. Ne aflăm într-o agenție de presă, o agenție de presă alternativă, însă, nu-i așa, domnule Lucian Abramescu? Nu, sunteți chiar într-o agenție de presă, dar este o meteahnă mai veche a patronului sau șefului agenției de a-și aranja pereții cu opere de artă și este legată, dacă vreți, și materializată într-o inițiativă pe care am făcut-o publică în ultimii ani, prin Clubul Român de Presă, la galele Clubului Român de Presă, la Salonul Național al Presei, când ne-am legitimat nu afișând ziare sau fluxuri de știri pe pereți, ci lucrări de artă, demonstrând noi că ziaristul nu este un individ subcultural, cu preocupări de paparazzi exclusive, cu, eu știu, apucături de privit pe gaura cheii în birourile oamenilor unde sunt și lucruri, petrec și lucruri inavoabile. Putem spune că poetul Lucian Avramescu trăiește din jurnalism? Păi cam asta a fost toată viața, da. De o viață chiar, trăiesc din jurnalism. De când am publicat și am luat un prim premiu, l-am luat pentru o tabletă publicată într-un ziar despre un parc. Și am luat un premiu care a însemnat un stilou, o cravată și 100 de lei. Era o sumă importantă atunci și am zis că este rentabilă povestea asta cu gazetăria, pentru că poezia, când am debutat eu primele poezii în Buceafăr, o România literară, Amfiteatru, se plăteau și nu prea se plăteau, mai ales la cei care debutam pe vremea. Dar mai eram și de acolo cât un franc, așa. Gazetăria a devenit din studenție, e singurul lucru pe care am zis că știu să-l fac bine. Este modul meu de exprimare publică, este sistemul meu a devenit sistemul meu de valori și de triere a valorilor, filtrul prin care văd lumea, oglinda când mai neagră, când mai strălucitoare, prin care zăresc, sau geamul prin care încerc să fixez lucrurile. Este o meserie al dracului de frumoasă. Ziaristul este, după opinia mea, un scriitor de gazete. Deci nu văd nicio incompatibilitate între munca ziaristului și cea a scriitorului. Numai că ziaristul este un funcționar sau un argat al efemerului, iar scriitorul ambiționează să depășească efemerul. Dacă reușește sau nu, asta nu o știm noi, ci eventuala posteritate. Am înființat primul ziar în 22 decembrie în Casa Scânteiei, unde lucrasem ca șef la suplimentul literar al Scânteiei Tineretului, după Ion Cristoiu. Am fost fiecare câte 3 ani redactor șef adjunct la Scânteia Tineretului și șef la suplimentul literar, care era o revistă literară chiar citită și chiar bine făcută. În decembrie m-am trezit singur în Casa Scânteiei, venind dinspre centru, unde întâlneam grupuri de tineri care mergeau dimineața pentru marele meeting și au zis: hai cu noi, și am zis: sunt cu voi, dar mă duc să fac altceva. Și am făcut acel altceva cu majoritatea de oameni de pe stradă, Tineretul Liber din 22 decembrie, când am scos 2 ediții până seara, într-o Casa Scânteiei pustie, în care fugise și portarul. Și am făcut un ziar atunci. Când l-am văzut pe Marinescu sau cine de la voi de la televiziune anunțând că vin rușii sâmbătă la ora 11, venisem acasă să-mi anunț nevasta că-s viu și să văd ce se întâmplă la mine acasă pentru o jumătate de oră,
am îngenunchiat în fața, în mijlocul camerei și am început să plâng și am zis, s-a terminat. Și am vorbit cu Eugen Mihescu, prozatorul cu care am făcut Tineretul liber în acele prime zile, am zis încotro ștergem. Și ne gândeam să o luăm peste Dunăre în Bulgaria, să ducem în Grecia. Deci am făcut, dacă am scris în perioada elaltă așa, am fost unul din primii care și-au asumat riscurile zilelor acelor zile, care pentru mine au rămas extraordinare. Noi jucam cartea conștiinței noastre și despovărarea de viața noastră de până atunci. Și eu unul m-am despovărat și am trăit liber din momentul ăla. Nu m-am... Am înființat AM Press-ul, de aici am plecat. Împreună cu prozatorul și gazetarul Eugen Mihaescu, Eugen despre Mihescu, da. care De-aia se vorbeați. știa AM Press. România Mare scria agenția Mossad Press. Pentru că eu aveam De prieteni fapt, și sunt este. inițialele Da, numărului Avramescu dumneavoastră. Mihăescu, da. În 91 eram prima agenție de știri care spărgea monopolul știrilor de stat, știrilor care veneau printr-o singură instituție care se chema Agerpres sau Rompres, devenise Rompres. Deci noi am spart monopolul știrilor controlate de stat, de guvern și am încercat să dăm un alt fel de știri. Acest alt fel nu însemna numai că, eu știu, corespondentul meu de la Brașov scria că Ion Iliescu, când a intrat în Brașov, a fost huiduit, iar corespondentul Rompres scria că Ion Iliescu a fost primit cu flori și aplauze. Deci erau nu numai diferențe de viziune și de exactitate, pentru că noi aveam dreptate, ci era și o diferență de redactare. Încercam să chiar să facem loc un pic și scrisului mai colorat. Eu le spun redactorilor mei și au tot trecut pe la mine să redacteze o știre așa cum când te duci acasă, îi povestești iubitei, nevestei, mamei, a lor tăi, povestești o întâmplare la care ai fost părtaș. Și o povestești pe logica povestirii. Asta presupune uneori și un pic de metaforă.